Tesla, to nejak vidieť, ja to bol teraz Tesla, kde by rade pre doktorí na ráčia školy do domu za šana, o aktivitáte premiestila prima, se zi prima edície, tak to pot sa spune așa, e vorba de ziua părților deschise. Dacă ar fi așa pentru început o comparație făcută între activitatea de astăzi și, mă rog, ce va urma la pregătirea de pe strada Bariciu peste câteva zile și activitatea similară de anul trecut, care sunt, să zic, părțile bune ale activității de astăzi sau cu ce se diferențiază de o activitate similară desfășurată în urmă cu un an de zile? Așa cum ați precizat, sigur că da, școala Teodor Mureșanu nu este la prima ediție a zilelor porților deschise, deoarece această activitate se desfășoară în fiecare an școlar. Față de anul trecut, nu pot să spun că sunt schimbări majore. Activitatea de azi a avut, consider, un succes, deoarece au venit foarte mulți părinți, bunici, însoțiți de viitorii noștri școlari. Sigur că dacă și noutate față de anul trecut vom avea pentru anul școlar 2018-2019 4 clase pregătitoare, 100 de locuri, iar anul trecut școlar am avut 3 clase pregătitoare, 75 de locuri. Deci să înțeleg că vor fi mai mulți elevi anul ăsta în grupa pregătitoare sau clasa pregătitoare. În baza a ce? Se face a recensământului, sigur că da. Da, a recensământului, străzile aferente școlii noastre, am studiat natalitatea, iar locurile trebuie să fie de 100. Cum au primit, să zic așa, copiii care au fost astăzi prima experiență cu școala, să zicem așa? Că va fi totuși școală până la urmă, chiar dacă e grupă pregătitoare. Cu mare, mare bucurie. Colegele mele probabil pot să adauge mai multe aici, deoarece au interacționat cu viitorii noștri elevi. În primul rând le-a plăcut foarte mult, pentru că au mai mult spațiu decât la grădiniță. Mai mult spațiu de joacă sau de învățat? Mai mult spațiu în care să circule. Le-au plăcut clasele, le-a plăcut mobilierul pentru clasa pregătitoare care este pe măsura lor, unii au spus că li se potrivește perfect și mai ales s-au bucurat de surprizele care i-au așteptat. Ca de exemplu? Ca de exemplu baloanele pe care le vedeți de jur împrejur. Au primit mărțișoare făcute de copiii mai mari și bomboane. Când încep înscrierile pentru clasa pregătitoare? Prima etapă începe din 8 martie până în 26 martie, iar a doua etapă din 12 aprilie până în 18 aprilie. Ce se va întâmpla dacă, nu știu, vor fi mai puține elevi decât numărul de clase pe care l-ați pregătit sau dacă vor fi mai mulți? Există anumite proceduri care da. Există? Da, dacă vor fi mai mulți elevi înscriși, se va cere o suplimentare inspectoratului școlar, iar dacă vor fi mai puțini elevi, atunci a patra clasă nu se va realiza. Ce surprize pregătiți pentru evenimentul care are loc pe data de 5 la clădirea de pe strada Bariciu? Ca să fim corecți, fiind o singură școală, aceleași surprize le vom pregăti. Desigur că da, baloanele care i-au încântat foarte mult, bomboanele, mărțișoarele realizate de elevii claselor a patra și multă căldură sufletească din partea doamnelor învățătoare. Le-au primit cu brațele deschise și am rămas foarte, foarte surprins, plăcută de apropierea viitorilor elevi cu doamnele învățătoare. S-au văzut a doua oară sau poate unii chiar prima oară. La ce să se aștepte copiii care vin în grupa pregătitoare? Va fi mai greu decât la grădiniță, mai ușor? Sunt diferențe semnificative? Nu. În clasa pregătitoare nu sunt. Adică există o anumită ordine pe care trebuie să o respecte, un program
care trebuie respectat. Ori la grădiniță se mai pleacă și dimineața și la ora 9, de multe ori și la 9:30. Dacă părinții au o problemă, vin și îl iau înainte de terminarea programului, ori programul de școală trebuie respectat. Și în rest, și la școală învățăm jucându-ne. Țin minte că anul trecut exista și un alt aspect asociat cumva, inclusiv cu grupa pregătitoare, și mă refer aici la after school. Care e situația în acest an? Ce trebuie să știe părinții ai căror copii vor veni la acest cu lucru? Mare bucurie spun că numărul elevilor la after school a crescut considerabil. A fost o cerere din partea părinților și considerăm noi un ajutor oferit elevilor. Pentru after school, ca și o noutate în acest an școlar, pe care o sigur că da, o vom continua și în viitorul an școlar, este colaborarea cu Clubul Copiilor. Noi avem diferite activități cu Clubul Copiilor, atât la clădirea de pe strada Dr. Ioan Rațiu, cât și la clădirea de pe Barițiu, iar copiii fiecare zi au diferite activități. De informatică, aeromodele, depinde fiecare ce și-au ales. Și atunci, după ce își termină temele, se și recrează. Aceasta este noutatea pe care am adus-o față de anul trecut școlar. Una dintre preocupările relativ motivate ale părinților care ai căror copii vin la școală este siguranța mediului în care copiii învață. Nu știu, aveți câteva elemente să oferiți în acest sens pentru părinții copiilor? Sigur că da. În primul rând, implementarea regulamentului de ordine interioară, iar faptul că accesul în școală nu le este părinților permis decât pe la intrarea profesorilor în situații excepționale și cu aprobarea doamnelor învățătoare sau a domnilor profesori. Poarta elevilor este în permanență închisă, se deschide la ora 12 și la ora 13 sau 14 pentru nivelul gimnazial. Noi avem un program de serviciu pe școală, foarte mulți colegi sunt zilnic de serviciu în diferite locuri ale școlii, iar bineînțeles avem și supravegherea video. Noi nu avem și nu am avut probleme probleme deosebite, dar siguranța este pe primul loc. Aceasta a fost o întrebare a unui părinte azi și am explicat și era foarte mulțumit. Deci nu este noi nu permitem părinților să intre în școală când doresc, decât la programul de audiențe cu doamnele învățătoare, care este stabilit și dânsii știu exact când este. Chiar dacă pare că am mai abordat în discuție acest aspect, totuși poate ar trebui reformulat sau insistat puțin. Ce înseamnă pentru un copil care vine de la grădiniță contactul cu grupa pregătitoare? La ce să se aștepte în plus, să zic așa? Se vorbea de program, se vorbea de ore stricte de venit, plecat și așa mai departe. În schimb, poate ar fi bine de menționat, nu știu, care este gradul de modificare a nivelului de predare a noilor cunoștințe, dacă acesta diferă mai mult față de grădiniță. Și ne referim tot la grupa pregătitoare, că acum știm că totuși școala e ceva mai severă, să zic așa, mai strictă, însă grupa pregătitoare e un fel de tampon, să zic, între cele două modalități de educare. Păi, nu știu, din experiența noastră, din cum ați lucrat anterior cu copiii. Normal că este diferit față de grădiniță, pentru că la școală deja când venim învățăm să citim, învățăm să socotim mai mult decât o făceam la grădiniță, dar nu va fi foarte greu pentru copii, pentru că teme de casă nu vor exista. Ei vor veni la școală doar cu chiostanelul, cu pachetelul cu mâncare, cu sticluța cu apă, nu au decărat caiete, cărți acasă și nu au acele teme de casă care îi îngrozesc și pe părinți, nu numai pe copii. De ce? Trebuie să le rezolve părinții? Sau de ce îngrozesc pe părinți? Dar știți cum e. Are copilul teme. Trebuie să fie făcute, că dacă nu au impresia și că se întâmplă. Da.
durata orelor este mai scurtă și... De 35 de minute. Da, orele sunt mai scurte decât la cei mari. Bineînțeles, activitățile sunt pentru nivelul vârstei lor, mai mult bazate pe joc. Eventual, dacă doriți, știu, să mai menționați ce anumite alte lucruri ar mai trebui să știe părinții în afară de cele abordate deja. Pentru, știu, pentru anul școlar următor. Clasa pregătitoare este o... De aceea a fost foarte bine gândită, este o acomodare cu școala, putem spune. Dificultăți nu am întâlnit de acomodare la actualele clase pregătitoare. Așa cum spuneau și colegele mele, programa școlară este foarte ușoară și se bazează foarte mult pe joc. Și atunci, sigur că da, orele sunt foarte, foarte plăcute. O singură întrebare și foarte scurtă, aș vrea, dacă se poate să-mi spuneți, de ce ar veni la Teodor Mureșanu copiii? Și mă refer la cei care probabil, în funcție de distanța față de unitatea de învățământ, ar avea o altă opțiune, să meargă la altă școală. De ce ar veni la dumneavoastră și nu ar merge la altă școală? În primul rând vreau să subliniez faptul că fiecare școală gimnazială din Turda are valoare. Noi dorim foarte mult și ne axăm mult pe performanță, iar baza materială, inclusiv în fiecare sală de clasă avem videoproiector, laptop, internet, sălile de sport, cabinetele medicale, cabinetul de logopedie, cabinetul psihologic, toate recomandă școala. Pregătirea cadrelor didactice, care sunt mereu într-o continuă perfecționare, asta spune foarte mult, iar rezultatele vorbesc de la sine ale școlii.